Puntea care făcea legătura între cele două comune a fost luată de ape. În această situație, localnicii trebuiau să ocolească kilometri întregi să ajungă la Turburea sau Aninoasa. Un consilier local din Aninoasa a luat inițiativa să facă o punte peste Gilord. Ideea cu puntea mi-a venit în urma inundațiilor din această primăvară care a avut loc și puntea veche luând apa. Oamenii ne avem posibilitatea de a mai traversa râul Gilord decât pe o conductă a Petromului care traversează râul Gilord. Vreau să mulțumesc într-un special domnului primar Bârcă din Comuna Turburea, care a fost foarte ferm și foarte hotărât. Primarul din Comuna Turburea a răspuns prompt la inițiativa consilierului din comuna învecinată și a finanțat toată lucrarea. Este o investiție, da, într-adevăr, a primăriei Turburea, prin implicarea mea de cu tot ce vorbim aici bani și cu inițiativa unui consilier local de Policresc, domnii din comună Piti și mai mulți cetățeni care au fost lângă dumnealui din comuna Aninoasa. Într-adevăr, am avut și pe cei de la serviciu public care am făcut această investiție cu ei, pentru că toate lucrurile care le facem în comuna Turburea, multe fac din ele cu cetățenii, cu ajutorul cetățenilor și cu cei de la serviciu public, pentru că facem scutirea banului public. Sătenii din cele două comune sunt mulțumiți de punte pentru că în felul acesta se scurtează drumul dintre cele două localități. E bună puntea? Bună, bună. Să trăiască cine a făcut-o și cine a destrebuit pentru ea. Că e pentru toată lumea, pentru toată populația care trece. E bună puntea, foarte bună, îi mulțumim. Și ne rugăm să ne mai facă, cum avem una mai la vale încolo, să ne facă și pe aia. Să pleacă și nepotul meu pe aici, acum a trecut încolo. Și mamul lăstar, că-l cresc și pe ăsta. Dar domn primar, să-i arătă Dumnezeu multă sănătate să ne mai conducă de azi încolo. Puntea a fost sfințită sâmbătă, iar la eveniment au participat 10 de localnici. Și rotești asupra cerului.